Nicolae? Nu? Mai schimbăm un pic. Și ce de fapt? Hai, noi repede. Și aia nici lumea nu e calmă. Gata? Bine, nu încerc dacă să spun să... Domnul primar, suspendat. Nu se învârte limba în gură. Așa. Tot primar este cu momentul acesta. Da. Nu, rămân primar a fi în continuare, chiar dacă există o suspendare ilegală. Și o să mergem la Curtea Constituțională pentru a demonstra că suspendarea care a avut loc este ilegală și neconstituțională, că prin aceasta procuratura a făcut abuz în serviciu, că prin aceasta deja s-a produs o eroare în procesul penal conform articolului 53 alineatul 2 din Constituția Republicii Moldova și pentru asta statul răspunde patrimonial, atâta timp cât norma de suspendare a primarului prevăzută în articolul 33 din legea administrației publice locale nu este conținută, nu este inclusă, expres spun, în codul de procedură penală, așa cum spune articolul 2 alineatul 4 din cod, atunci această normă nu poate fi aplicată. Singura normă în baza căreia cineva poate fi suspendat din funcție în Republica Moldova este articolul 200 din codul de procedură penală. Ori acesta prevede suspendarea din funcție doar a persoanelor angajate în funcție, doar a persoanelor subalterni, ca să spun așa, dacă viză cazul meu. În același articol 200, alineatul 3, spune în felul următor. Suspendarea propriu-zisă o face administrația instituției, conducerea instituției respective la demersul procuraturii. Ori în cazul meu nu există o conducere, nu este cineva deasupra mea decât cetățenii Chișinăului, iar potrivit codului de procedură penală, nu este mai departe prevăzut un mecanism de suspendare a unui ales local, a unei persoane aleasă, care este aleasă direct în funcție de cetățeni. Și un principiu general al dreptului spune felul următor, ubi lex non distinguit, nec nos distinguere de bemos, adică unde legea nu distinge, nici noi nu trebuie să distingem, dar pera contrario, folosind un raționament juridic, acolo unde legea distinge, da, și noi suntem obligați să distingem. Ori codul de procedură penală distinge clar între persoane numite, pentru persoanele numite în funcție există un mecanism de suspendare, iar pentru persoanele alese în funcție nu există un asemenea mecanism, nu există un asemenea articol. Articolul 197 din codul de procedură penală la care face referire procuratura prevede o simplă enumerare. Mai departe, descrierea propriu-zisă a măsurii de constrângere, suspendare din funcție este la articolul 200. Și articolul 200 am spus ce prevede. Celălalt articol 33 din legea administrației publice locale nu prevede cine poate sesiza instanța de judecată, nu prevede cum poate fi contestată o eventuală suspendare din funcție. Deci el este inaplicabil atâta timp cum nu este conținut în codul de procedură penală. Și asta o să explicăm curții constituționale. Pentru că în momentul în care are loc restrângerea unui drept al unei persoane, în afara codului de procedură penală și a Constituției, în cadrul unui proces penal, așa cum scrie în articolul 2, alineatul 1 din codul de procedură penală, acest lucru reprezintă o eroare în procesul penal, așa cum spune articolul 53, alineatul 2 din Constituția Republicii Moldova. Însă și procuratura, prin faptul că a transmis două demersuri, în același timp, unul către Consiliul Municipal și altul către instanța de judecată, confirmă că nici ea nu știe pe care cale să meargă. Chiar și șeful Procuratorului Anticorupției, Viorel Morar, a spus că legea este neclară și noi nu știm cum să procedăm. Păi atunci, cum poate, în condițiile unde e lege neclare, procuratura să meargă spre constrângerea dreptului unei persoane? Mai ales că este vorba despre prezumția de nevinovăție, dacă ea mai există. Păi, ori eu deja sunt considerat vinovat și condamnat și atunci să mă calce inclusiv cu buldozerul, ori dacă este prezumția de nevinovăție, înseamnă că trebuie să fie respectate drepturile. Pe lângă asta, Constituția nu prevede pentru o persoană aleasă, de exemplu primar sau consilier local sau deputat, suspendarea mandatului, suspendarea din funcție a persoanelor alese. Dacă Constituția ar prevede un asemenea mecanism, am putea vorbi despre suspendare din funcție. Ori Constituția prevede doar alegerea și revocarea a primar și așa mai departe. Deci, însă și suspendarea din funcție, articolul 33 din legea administrației publice locale, este neconstituțional și sub acest aspect. Sunt mai multe articole din Constituție invocate care se încalcă. Am menționat cel puțin acestea două. Și dacă Curtea Constituțională vă dă dreptate, înseamnă că reveniți în funcție. Dacă Curtea Constituțională va declara neconstituțional articolul 33 din legea administrației publice locale, în condițiile care le-am menționat mai devreme, atunci, evident, se anulează
suspendarea din funcție care a fost pronunțată pe data de 28 iulie la judecătoria Buiucan și va trebui să meargă mai departe cu judecarea fondului cauzei în condițiile în care aș semna cel puțin în continuare acte, așa cum am semnat până acum, din 25 mai și până pe 28 iulie. Până când se expune Curtea Constituțională noastră, rămâne suspendată? Da, ilegalitatea continuă. Deci eroarea în procesul penal s-a produs pe data de 28 iulie, în momentul suspendării. Eroarea aceasta are deja cât 10 zile, cel puțin sub aspectul suspendării, și ea continuă mai departe până nu se va pronunța Curtea Constituțională. Între timp, toate deciziile ia domnul Grozavă. Bine, dacă dăm la o parte chestiunea cu procesul penal, sunt colegii mei la primărie și în subdiviziuni care, așa cum ne-am descurcat până la 28 iulie sau 25 mai, cam așa o să descurce și de acum încolo. Totuși avem niște ani în spate de activitate, sunt niște mecanisme care funcționează, doar mai rău că atunci când vin fenomeni meteo nefavorabile și dau peste cap agenda. Dar le-am și recomandat Ștefan cel Mare să-l scoată în capăt, în primul și în primul rând, în general, proiectul cu drumurile, deci cu Negruții Alexandrii, după aceea pachetul 2 cu Alexandru cel Bun, Tighina și 31 august, proiectul cu apa să meargă înainte, stația de epurare trebuie să înceapă reconstrucția, că a fost semnat contractul cu antreprenorul care să reconstruiască stația de epurare, 30 ceva de milioane de euro, face nouă nouță, după care eficiența energetică, cu BI-ul mai sunt desemnat 10 milioane de euro, proiectul cu deșeurile, acum s-ar putea să meargă având în vedere redeschiderea țânțărenilor. Aceste 5 proiecte europene trebuie să meargă înainte, asamblarea unităților de transport, trolebuze. Aveți încredere în domnul Grozavu? Am încredere în colegii cu care am lucrat până acum și plec de la prezumpția nevinovăției și a bunei credințe a tuturor până la proba contrarie. Deci eu nu mă pronunț asupra reale credința vreunul din ei până când nu voi vedea dovada în față și confirmată printr-o hotărâre judecătorească. Domnul Gavrețchi spunea săptămâna trecută, când a fost pronunțat sentința cazului, că dacă el face declarații, jumătatea din primărie trebuie concediată. La ce s-a referit? Știți? Am auzit despre această declarație. Poate dumnealui urmează să mai spună că eu l-am pus să se întâlnească cu cine s-a întâlnit și să facă ceea ce a făcut. Poate și la asta o să meargă. Deja a făcut declarații, nu-i vorba că o să înceapă să facă declarații, pentru că datorită acelor declarații mă aflu aici în fața dumneavoastră, în situația în care mă aflu. A trebuit să se simtă și alții cum și, din acest punct de vedere, eu, până la urmă, de felul meu, încerc să înțeleg, să-l înțeleg pe fiecare. Fiecare are familie, copii și se gândește în primul rând la soarta lui și respectiv reieșind din asta și construiește argumentarea și apărarea. Și cred că lucrurile acestea sunt evidente. Mai rău este că nu a auzit nici dumnealui, nici alții, nu au auzit când le-am atras atenția prin avertismente publice asupra faptului de a nu se implica în lucruri ilegale. Problema e, la unii oameni, după ce ajung în funcție, le strălucesc ochii, le fug ochii după anumite avantaje și favoruri și de aici o serie de neplăceri. Dar asta este. Nu e dumnealui nici primul, nici ultimul, din păcate, în acest sens, în această privință. Dacă mâine faceți 39 de ani, cum veți sărbători comparativ cu anii precedenți? Na, anul trecut erați pe șantier. Pe Bulevardul Ștefan cel Mare. Da, sărbătoresc prin proces în instanța de judecat. Un nou mod de a sărbători ziua de naștere, iată, astăzi am proces și poimâine de asemenea am proces. Adică am proces pe 8 și respectiv pe 10 cu pauză pe 9. Deci în acest mod are loc sărbătorirea zilei de naștere. Nu știu, veți avea mâine oaspeți sau cum? Mai ales că sunteți în arest la domiciliu. Cine poate să vină? Sunt procese în instanța de judecată, sunt suficiente ca și cadouri de ziua de naștere. Nu e nevoie de vizite sau de alte modalități de a sărbători. Ce vă doriți acum la 39 de ani? Dreptate, cum mi-am dorit întotdeauna. Dreptate pentru omul simplu. Eu stau și mă gândesc, dacă mie, primar de Chișinău, cu 160.000 de voturi în spate la ultimele alegeri, cu 3 mandate în spate și mi se întâmplă toate lucrurile acestea pe nedrept și total abuziv și se vede asta prin lipsa de argumente a procuraturii în instanța de judecată, dacă mie mi se întâmplă toate astea, la ce poate spera un om simplu, care nu știe nimeni, care nu poate apela la nimeni, care nu poate face un recurs la organismele internaționale? La el, la ce să spere, la care dreptate? Deci aici este un mare semn de întrebare. Și ceea ce aș vrea să aibă loc, în primul rând, asta e dreptate pentru omul simplu. Că dacă o să fie dreptate pentru omul simplu, automat o să fie dreptate și pentru persoanele care dețin anumite funcții. Să vreau acum dreptate pentru mine, o să fie cumva cinic. Pentru că oamenii simpli o să gândească, uite, se gândește la pielea lui.
Dar eu vreau dreptate pentru omul simplu și atunci lucrurile or să așeze la locul lor. Nu cum se întâmplă acum, că deja tot s-a ascuns, se tem și fug de răspundere, fug să ia vreo decizie pentru că cumva să nu se zdruncine sistemul care dintr-o dată s-a arătat în toată splendoarea lui, care noi nu-l simțeam și am crezut că a dispărut odată cu 7 aprilie 2009. Nu e adevărat, el a rămas și a rămas, a reapărut într-o formă încă mult mai monstruoasă decât a fost în perioada sovietică sau din 2001 până în 2009. Ce regrete aveți? Da, nu știu, nu m-am gândit la treaba asta. De ce? Nu întreb și eu. Cu ocazia la ce, la ziua de naștere? Da, să știți, sunteți pe punctul... Că nu am terminat încă reparația acum la colonița, că fac reparații în casa părintească la părinți. Și familia și copii. Iată, principala și cea mai dureroasă chestiune, familia, copii. Și de multe ori acum am toate posibilitatea să plănuiesc chestiunea asta. Asta a fost o glumă amuzantă. Cum poți plănui sau planifica acum așa ceva? Și uneori îmi mai pun întrebarea dacă merită în Republica Moldova efortul de a te implica în modul în care m-am implicat așa de la vârsta adolescenței, practic, pentru a schimba lucrurile. Pentru că se pare că inevitabil ajungi într-o situație gen aceasta și atunci chiar îți pui întrebarea, dar da, are rost? A avut, o să vedem până la urmă. Eu cred că pe lângă judecata care este acum în instituții, în instanțe, mai este judecata opiniei publice, a cetățenilor și mai este și judecata de apoi, cum spunea cel de sus. Și cred că atunci lucrurile se vor aranja toate la locul lor. Un al patrulea mandat? De ce nu? Eu n-am apucat să mă gândesc la așa ceva, dar este prematur să discutăm despre mandate acum, pentru că scopul dumnealor este să facă în așa fel încât să nu pot candida în general la nimic. Să interzică dreptul, să interzică posibilitatea de a ocupa vreo funcție, indiferent. Numit în funcție, ales în funcție, deci scopul este de a scoate așa, ca la echipa de fotbal, știi cum îl scoți și îl treci la rezervă. Vă vedeți în altă parte, în afară de politică? Și în ce domeniu? În mod normal, după 10 ani de primărie și 3 mandate, ar trebui să fie 12 ani de primărie, dar așa, un pic de antipronunțare, ar trebui să merg mai departe. Parlament, guvern, președinție și cred că scopul dumnealor este anume asta, să mă împiedice să nu pot candida la vreuna din aceste funcții care ar însemna schimbări, nu doar în Chișinău, dar și la nivelul întregii Republici Moldova. Pentru că toată chestiunea asta, adică miliardul furat, nu se găsește. Dar niște timiri ce? Un proiect care nici nu este implementat, este la faza de negocieri, sau la faza, cum spune, la faza de pregătire, dacă nu negocieri. El nu este aprobat de Consiliu, nu are forță juridică, chiar și în ceea ce privește pe subaltern. Maximum poate fi vorba despre o tentativă sau ceva de genul ăsta. Nu este un proiect real. El nu are valabilitate juridică. Aici, iată, uite ce mare pericol social eu sunt, trebuie să mă țină și în arest, și suspendat din funcție, și în general sunt periculos pentru societate. Bine că sunt așa dinozaur și monstru care trebuie închis în cletcă. Este 5 ani unde vă vedeți sau cum vă vedeți? Ei, asta deja ne ducem prea departe. Cred că e suficient pentru asta. Mulțumim tare mult!